Bine v-am găsit, ora știrilor, în emisia Primului Post Nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Chișinăul blochează exportul nistrean. Trei întreprinderi și-au sistat activitatea. Scânteia partizanilor și ilegalista Daria Deacenco. În Rașcov a fost deschis un teren de vizualizări. Trei întreprinderi nistrene și-au sistat activitatea. Electromaș, Moldav Izolit și Potențial. Aproximativ 1300 de oameni au rămas fără muncă. Totul se datorează politicii Moldovei. Din august 2023, Chișinăul blochează exportul nistrean. Și aceasta este doar o pârghie de presiune asupra economiei nistrene. Vadim Krasnoselski a vorbit despre aceasta în noua ediție a proiectului Dialoguri cu Prezidentul. În atelierele de la Electromaș e liniște. Marfa în valoare de 3 milioane de euro adună praf în depozite. Recent, uzina și-a stopat lucrul. 600 de muncitori au rămas fără salarii și locuri de muncă. Aceeași situație e și la Moldav Izolit, Potențial. Chișinăul blochează exportul întreprinderilor. Prezidentul Vadim Krasnoselski a numit tot acest lucru cinism și încercare de a distruge industria nistreniei. Moldova, în baza decretului guvernului cu numărul 606 din 15 mai 2002, privind controlul național al exportului, reexportului și importului, tranzitului, mărfurilor strategice în Republica Moldova, a recunoscut produsele acestor întreprinderi drept marfă cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui să se adune o comisie specială și să acorde permis. Dar ce e interesant, în acest decret, cel emite Moldova, nu sunt aceste mărfuri. Managerii cinici, referindu-se la actul lor de reglementare, spun că acest motor electric e cu dublă utilizare. Dar această producție nu există. Drept urmare, întreprinderile noastre care produc marfă absolut pașnică nu pot exporta, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru țările CSI. În efortul de a crea criză în Nistrenia și de a opri întreprinderile, Chișinăul încalcă termenele acordurilor de reglementare moldo-nistreană, propriile legi și normele internaționale. O asemenea poziție, precum motoarele electrice, nu e nicăieri în lume produs cu dublă utilizare. Moldova este înaintea întregii planete și nicăieri nu există legea despre separatism. Și motoarele sunt recunoscute ca bunuri cu dublă utilizare. Nu există așa ceva, nicăieri. Există o singură intenție, de a bloca business-ul. Nu sunt careva răspunsuri clare, scrise. Conducerea uzinei Electromaș a trimis vreo 200 de cereri. De fapt, chiar dacă există vreun răspuns, e pur formal, care nu spune nimic. Ei nu își îndeplinesc funcțiile, își încalcă legislația, nu creează comisii, dar își bat joc și distrug activitatea noastră de antreprenoriat. Ne distrug industria. Acesta e un fapt. Blocarea exportului întreprinderilor noastre este doar unul din pașii Moldovei de a crea o criză în Nistrenia. Mai sunt noi taxe vamale la import, blocarea conturilor întreprinderilor în băncile moldovenești și nu numai. Toate acestea politicienii moldoveni le numesc ba crearea unor condiții egale pentru business, ba discriminare pozitivă. Dar rezultatul este același, sub lovitură nimeresc nistrenii. Însă acest lucru, după cum se vede, nu deranjează Chișinăul. Declinul tuturor indicilor economici importanți, acestea sunt rezultatele pentru luna martie de la Ministerul Dezvoltării Economice. Unul din motivele principale e politica de presiune a Moldovei, de la blocarea exportului întreprinderilor la noi taxe la import. În timp ce la noi în Republică calculează pierderile, în Moldova câștigă bani pe seama nistrenilor. Vadim Krasnoselski a vorbit despre acest lucru în ajun în proiectul Dialoguri cu Prezidentul. Europenii, desigur, sunt bravo. Ne-au oferit posibilitatea de a face comerț cu Europa. Dar cereți de la Moldova elementarul pentru a asigura această activitate. Politicienii moldoveni spun, dacă veți avea mărfuri din Europa sau Comunitatea Statelor Independente, acestea nu sunt supuse taxelor. Minciuni! Da, acestea nu sunt impozitate, desigur, dacă sunt certificatele, dar există o mică nuanță. Acest certificat poate fi eliberat numai acelor companii care au cont în băncile din Moldova. Dar conturi nu există și de aceea antreprenorii noștri plătesc taxe pentru toate mărfurile europene și pentru acele bunuri care sunt aduse din țările Comunității Statelor Independente. Domnilor din Europa, este un lucru normal, european, democratic acesta? Iată întrebarea.
Vă rog să răspundeți. Până ce, după cum spune Vadim Krasnoselski, Uniunea Europeană și OSCE acționează ca avocați ai Moldovei și urmăresc în tăcere asfixierea economică a Nistreniei. Banii pe cardul bancar propun să-i primească practic toți pensionarii. Este inițiativa guvernului. Acest lucru va permite economisirea în jurul la 2 milioane de ruble în an. În Nistrenia primesc pensii în jurul la 96.000 de oameni. Din ei, aproape 70% se folosesc de card. Acum vor să-i treacă și pe ceilalți. Excepția sunt pensionarii mai în vârstă de 75 de ani și invalizii de grupul 1 și 2, 18.000 de persoane. Ei vor putea primi pensia, la fel ca și anterior, la domiciliu. Proiectul nou de lege va fi examinat în Sovietul Suprem. Economia Nistreniei, totalurile lunii martie de la ministrul dezvoltării economice. Din cauza acțiunilor Moldovei s-a redus evident exportul și importul. Spre exemplu, la haine și încălțăminte în martie a devenit cu 23% mai mic comparativ cu februarie. Întreprinderile își pierd comenzile, volumul de producere se micșorează. La noi practic toți indicii au un caracter depresiv, minus 17%. Făcând bilanțurile lui martie, avem o careva dinamică de restabilire, însă situația are tendința de înrăutățire. Acest lucru ține de faptul că întreprinderile sunt nevoite să staționeze. În luna aprilie, uzina Electromaș pleacă în staționare. În industria ușoară, situația e critică din cauza lipsei comenzilor din Europa. Produse alimentare am importat mai puține, la fel ca și alte marfe. De la începutul anului, în Republică a fost importată marfă într-o sumă de 9 milioane de dolari. Pentru comparație, în anul trecut, de două ori mai mult. Anterior, Sergio Bolonic a menționat că, din cauza presiunii din partea Moldovei, Nistrenia poate pierde în total, în decursul unui an, 100 de milioane de ruble. Ministerul Afacerilor Interne atenționează, escrocii din nou s-au activizat. În ajun, la Bender, 8 pensionari s-au adresat în miliție. Schema e cea veche, chipurile sună urâtă și spune că a suferit un accident. Sunt necesari bani pentru a rezolva rapid problema. Una din locuitoarele Benderului de 87 de ani s-a prins în mrejele lor. I-a sunat chipurile nepoata și i-a spus că a nimerit într-un accident. Apoi a transmis receptorul unui colaborator de drept. La pensionar a venit curierul și ea a transmis 550.000 de ruble rusești și 500 de dolari. Fiți atenți, dacă vă sună persoane necunoscute de la numere străine, vorbesc despre bani, credite, conturi bancare, să știți că sunt escroci. Sunați imediat la miliție, la numărul 102 sau la linia fierbinte a Ministerului Afacerilor Interne 111. Slobozia, partea rusă, în centrul orașului lucrează tehnica, înlătură asfaltul uzat. Toți acești ani aici se făcea numai reparația gropilor, acum însă una capitală. Necesitatea acestui drum era acută, deoarece încă în timpurile sovietice a fost construit cu careva probleme, ce duceau la formarea băltoacelor, ulterior la distrugerea drumului. Din acest motiv, el era într-o stare dezastruoasă. S-a luat decizia de a repara complet strada. Sperăm că vom circula nu prin gropi și roțile vor fi întregi. Este o intersecție foarte periculoasă. Aici deseori mașinile se lovesc. Iată, aici erau gropi. E de dorit să facă drumul până la grădiniță. Iar acest drum duce spre grădinița de copii. El este cu gropi. La fel va fi reparat. În jurul grădiniței de copii, toate cărările și drumul vor fi cu plăgi. În primul rând va fi estetic, în al doilea rând e mai ieftin decât învelișul din asfalt-beton. Pentru reparația drumului din Slobozie sunt alocate în jurul la 3,5 milioane de ruble. Scânteia partizanilor și Daria Diacenco, lucrul în ilegalitate și moartea tragică în ziua de naștere la Tiraspol. Așa a fost soarta fetei Dasha. S-au împlinit 100 de ani de la nașterea ei. În anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, când satul natal al fetei a fost ocupat, Daria a plecat în ilegalitate, în organizația Scânteia partizanilor. Scânteia partizanilor și Daria Diacenco, lucrul în ilegalitate și moartea tragică în ziua de naștere la Tiraspol. Așa a fost soarta fetei ucrainene Dasha. S-au împlinit 100 de ani de la nașterea ei.
în anii marilor război pentru apărarea patriei, când satul natal al fetei a fost ocupat, dar i-a plecat în ilegalitate, în organizația Scânteia Partizanilor. Nu pur și simplu ilegaliști urășenești. Ei foarte strâns țineau legături cu partizanii, le ajutau cu informația, îi ascundeau. Exista un așa grup de partizani ilegaliști, cineva la 30 de ani încă nu-i matur, alții deja la 20 înțelegeau serios ce se produce în jur. Ea foarte bine înțelegea, cu dușmanii trebuie să lupte rezultativ. În martie 1943, Daria Diachenko a fost reținută de fasciști. Mai întâi a fost dusă în lagărul de concentrare, apoi transferată în închisoarea din Tiraspol. Aici era statul major al corpului român, în componența căruia intra judecata. Fata a fost ținută practic un an de zile aici. Toți doreau să afle date despre ceilalți participanți ai grupului, însă ea s-a ținut până la sfârșit. S-au păstrat scrisorile celor apropiați cu descrierea evenimentelor care s-au produs atunci. La 2 aprilie 1944, fasciștii au împușcat-o pe Daria și alți deținuți. În acea zi, ea a împlinit 20 de ani. Peste câteva zile, Armata Roșie a eliberat orașul. Dariei Diachenko, postmortem, i-a fost conferit titlul de erou al Uniunii Sovietice. Pentru amatorii sportului, în acest weekend două curse mari vor avea loc în centrul satului Frunze, raionul Slobozia. Frunze Run și Frunze Duathlon 2024, distanțe de la 3 până la 55 de kilometri. La duathlon, pe lângă cursa atletică, va fi și una de ciclism. Fiecare alege distanța în funcție de propriile forțe. Orice doritor cu vârsta peste 7 ani poate participa la evenimentul sportiv. Prin ce e atractiv acest traseu? Sunt puține mașini și e posibil să organizăm un eveniment atât de mare. Este un sport combinat, foarte interesant. Natura, zona de stepă a raionului Slobozia, foarte frumoasă. Aproximativ 70 de persoane au depus cereri de participare, dar locuri au mai rămas. Înregistrarea poate fi făcută în Viberul High Trail. Cursa începe sâmbătă la ora 14, iar duminică la 8 și 9 dimineața. Dubăsari. Aici se antrenează sportivii la powerlifting. Nistrenia la Cupa Mondială, ce a avut loc în Egipt, au reprezentat-o 3 sportivi. Toți au revenit acasă cu rezultate sportive frumoase. Eu am evoluat în categoria pentru bărbați cu greutatea corpului de până la 88 de kilograme. Am ridicat bara de 180 de kilograme. În așa fel, am crescut cu 5 kilograme propriul rezultat al ultimelor competiții. M-am ridicat cu câteva puncte în tabelul candidaților pentru Jocurile Paralimpice ce vor avea loc vara în Franța. Cu un rezultat excelent a revenit de la competiții Igor Briculski. Tânărul are 19 ani. Din ei, 4 se ocupă cu powerlifting-ul. În ultimii 2 ani a câștigat 6 medalii de aur și una de argint. Recent, încă un loc premiant. În primul rând, eu trebuiam să mă isprăvesc cu emoțiile. Știam că fizic sunt pregătit bine. Mi-a reușit. În pușculița mea s-a mai adăugat o medalie de aur. Mihai Blanaru se ocupă cu sportul dat mai puțin de un an. La asemenea competiție a participat pentru prima oară. Rezultatul a fost uimitor. Tânărul a ridicat bara cu greutatea de 60 de kilograme. M-am străduit și sunt bucuros de rezultat. Medalia de argint va fi o stimulare pentru a cuceri locuri premiante și mai înalte. Acum tinerii se pregătesc către Cupa Mondială, ce va avea loc peste o lună. Aceasta va fi încă o etapă spre participarea la Jocurile Paralimpice din Franța. În Rașcov a fost deschis un teren de vizualizare asupra priveliștilor Nistrului, Stâncilor și satului. În apropiere este un indicator cu informații. Aici este istoria satului Rașcov și o hartă cu curiozități. Biserica, sinagoga și multe altele. Într-un colț este codul QR. Acesta este un link al portalului istoric al Nistreniei. În curând vor fi instalați și indicatorii. De asemenea, în cadrul dezvoltării turismului e planificată instalarea indicatorilor, care vor ajuta turiștii, oaspeții raionului, să ajungă la acest teren. În scurt timp vor fi instalate mese și bănci, astfel de zone de recreare pot apărea și în alte sate din raionul Kamenka.
Cărările melodiei, festival vocal republican la Dubăsari, piese folclorice de estradă și vocal academic. Pentru a-și demonstra talentele, s-au adunat în jurul la 150 de copii din toate orașele Republicii. O bună parte din ei practică vocalul nu primul an. Я хожу на вокал уже 8 лет. Mă ocup de vocal deja 8 ani. Îmi place mult să cânt. O fac nu numai în scenă, dar și când sunt singură. Îndeosebi când am o bună dispoziție. La festival participă nu numai copiii din instituțiile de instruire suplimentare, dar și cei cu posibilități fizice limitate. Bogdana Șeptighina se ocupă cu muzica de la vârsta de 5 ani. A absolvit școala muzicală. Pentru mine, muzica este o viață întreagă. Prefer să interpretez opere clasice, dar îmi place și folclorul estrada. Noi am inițiat și am desfășurat festivalul pentru ca copiii să facă schimb de experiențe, să comunice, să crească profesional. În Republica avem multe talente și ele trebuie descoperite. Toți participanții au fost desemnați cu diplomele Ministerului Educației. Cam atât pentru astăzi, iar eu vă doresc o seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!